Sănătate, prieteni, și bine v-am găsit, domnilor și doamnelor, domnișoarelor, toți cei care sunteți pe canalul acesta și vizionați clipul acesta. Sunt bucuros astăzi să fac un unboxing și o prezentare la un set foarte bun de la Vera cu scule, Vera Craft Form Compact și un set care îi pentru toți cei care sunt în tâmplărie PVC și aluminiu. Setul acesta e dedicat pentru ei. Ia uitați-vă un pic acolo, îi și desenat ferestre din tâmplărie PVC și aluminiu. Are cam tot ce trebuie pentru un reglaj, pentru tot felul de utilizări, pentru cei care construiesc geamuri, ferestre, uși și toate lucrurile acestea care ne trebuie nouă pentru o casă. Deci setul acesta e dedicat lor. Vreau să focalizez mai bine, să vedeți un pic cam ce conține setul. Setul acesta conține, spuneam, tot ce ai nevoie. Ok, de pentru uși de garaj, restul imbusuri pentru reglat, imbusuri stelate, hexagone, șurubelnițe, tot ce trebuie pentru a regla. Sunt aici, parcă nu mă încape foarte bine pe masa de lucru, ca să vă arăt un pic tot ce conține. Ia uitați-vă, de asta vreau să focalizez, inclusiv o șurubelniță care să flexibile, care să te ajute exact în locul în care vrei. Vreau să îl prezint cât mai detaliat ca voi să puteți să vă faceți o părere cât mai exactă. Acum să îi facem un unboxing, dar ca să nu foșnească, decupez lucrul acesta. I-am luat scociul de pe el, hai să vedem un pic ce se află în cutie. Totdeauna în cutie neprezentat premium, că atât cutia cât și conținutul ei. Îți pare rău și cutia să nu o păstrezi, da? Păi conținutul, ia uitați-vă în cutie, spune... se află cutia aceasta trusa de scule, spuneam, are un velcro, un Axie Build și cutia în sine care e foarte bună, nu prea am văzut la alți producători, ia uitați-vă un pic acolo, ai vrea să păstrezi până și cutia, spune așa, enjoy, be a tool rebel. Aici, dacă vreți să-l acățați în cui cutia aceasta, dacă vreți să o acățați, se poate face. Hai să mai focalizez încă o dată ca să vedeți cât mai clar ce conține, așa în detaliu, cu date, cu coduri. Ia uitați codul 13401301, asta puteți să cereți de la producătorii de scule Vera. Apropo, aveți link în descriere de unde poate să fie comandată, de unde am cumpărat-o și eu. Are setul acesta imbusuri cu holding function, adică ține șurubul, dacă tu șurubul acela îl desfaci și îl ridici în sus, el nu va cădea jos. Aici îi un acțibil, se deslipește foarte bine. Aici un velcro cu lipici în spate. Dacă vrei tu să îl pui într-o mașină auto-utilitară sau undeva într-un atelier, lipește acesta de spate și tu numai cât apeși acolo și s-o lipit. Aici ceva informații care ne sunt date. Nu-i acesta certificatul de garanție, cu toate că el are o garanție de 2 ani, scule. Acum nu știu ce clește și ce din astea au 2 ani, dar scule acestea Vera au garanție 2 ani pe baza facturii și de unde s-o cumpărat. Pe baza facturii, tu ai garanție 2 ani. Aici, spuneam, are un velcro foarte bun, în care gențile acelea Vera to go să lipesc scule acestea de ele sau să pun în interiorul lor, sau spuneam, tu le poți lipi pe preții de la auto-utilitară. Aici, vreau să zic cutia aceasta. Spuneam că e destinată celor care construiesc ferestre și uși. Îi în relief, puțin ați văzut, are un sky, un velcro foarte puternic, de-abia deschid. Dar lucrul acesta e bun pentru că în timp el va scădea din tăria aceasta și scule acestea sunt făcute ca să dureze. Sunt premium, sunt de cea mai bună calitate și hai să vedem cumva mai în detaliu ce conține trusa.
spuneam că conține multe lucruri care pentru cei care lucrează în domeniul acesta a construcțiilor, dar îndeosebi tâmplărie, PVC și aluminiu, e foarte bună. Deci iei trusa asta dacă ai nevoie să faci un reglaj, o pui în mașină sau o leși în mașină și poți să faci teoretic orice reglaj la termopane. Deci pentru cei care fac mentenanță la termopane, pentru cei din breasla aceasta, îi o trusă destinată lor. Deci ai cam tot ce ai nevoie. Hai să vedem un pic, scot șurubelnița asta, care e o șurubelniță flexibilă. E destul de mare și aș vrea cumva, dacă se poate, să focalizez că să vedeți și codul acesta. Ea se poate cumpăra și separat, dar ea vine în trusa aceasta. Dacă luați fiecare bucată rând pe rând, veți obține un preț mult mai mare dacă le cumprați separat. Și nici nu aveți cutia aceea frumoasă, dar vreau să zic că suportul acesta, case-ul acesta în care se bagă, undeva dacă iei setul, spuneam, dacă iei setul întreg sau iei pe piesă, ajungi undeva cam la jumătate valoarea pieselor cumpărate separat. Acesta are un magnet foarte puternic, dar are și o funcție în care tu, dacă bagi un bit, tu poți să-l blochezi. Are funcția aceasta de blocare. Ia uitați-vă. Apăs acolo și blocat. Nu mai iasă acolo. Chiar dacă mișcă un pic, pentru că el e flexibil, chiar dacă mișcă un pic în jos și în sus, dar el nu va lăsa. Poți să lucrezi și la un bloc cu 10 etaje și sunt mașini jos, tu ești sigur că nu ți se întâmplă nimic. Vreau ca să vedeți cât mai bine, deci aici îi cu un bit de 50, apropo toți biții aceștia care sunt în setul acesta, toți sunt pe 50, deci sunt mai niște biți mai lungi decât normal. Cei normal sunt de 25 de milimetri, aceștia toți sunt de 50. De ce sunt aceștia de 50? Pentru că atunci când ai balamale, și șurubelnița aceasta flexibilă, tot pentru balamalele de la uși, e foarte bună, pentru ca să nu dai în panel, să zgârii panelul sau ia uitați-vă, vreau un pic să vedeți un pic cât de tare e magnetul, deci ating și îl trage singur acolo, după care se blochează, îl împinge acolo și se blochează. El are o formă foarte subțire, deci undeva cum ar fi șurubelnițele slim. Aceasta nu știu dacă neapărat e slim, dar eu mai am o variantă exact la șurubelnița aceasta, care are funcția aceea de hold, de blocare, dar e un pic mai groasă. Dacă vă veți uita pe canalul meu și pe videoclipurile mele de la Vera, în playlistul acela, veți vedea și ce vă spun, că îi mai groasă. Aceasta e simplă. Aici avem o cheie combinată de la 10 la 13. Deci cheia aceasta îi 3 în 1, are 10, 11, 12, 13, de la 10 la 13 sau mărimea S, și tu cu o cheie, tu poți să ai și cheie de 10, și de 11, și de 12, și de 13, pentru că ea se ajustează. Deci e foarte bună cheia aceasta pentru toți cei care reglează sau montează uși de garaj, pentru că acolo îți trebuie doar cheile acestea, de 10 și de 13. Nu ai nevoie de altceva. Și Vera a văzut lucrul acesta și a introdus în setul acesta pentru tâmplărie PVC, pentru uși de garaj, a introdus exact treaba aceasta. Bag de aici un pic ca să văd cât de mult... cât ai arculețul acela, cât de... Să știți că are o forță destul de mare. Și fiind ajustabilă, e ok, e cumva 4 în 1, 10, 11, 12, 13. Deci toate mărimile acestea sau depinde la ce o mai folosești, dar cheia aceasta e foarte, foarte bună. Mai avem aici o cheiță cu pătrat de 1 pe 4, sau pentru biți, se introduc foarte ușor biții și îi o cheie metalică reversibilă, deci merge stânga-dreapta și foarte, foarte bine. Hai să băgăm un bit aici la alegere random sau cum se zice și tu poți să faci. Deci lucrul acesta te ajută acolo unde ai reglajă la balamale,
dar și balemalele acelea care le reglăm destul de greu, dacă nu ai o cheie specială, o reglezi destul de greu. Hai să focalizez un pic să vedeți. După, tu poți să o folosești și ca un cricket, dar dacă merge ușor, tu poți să învârți cu degetul. Ia uitați-vă, un pic eu învârc cu degetul. Are și funcția aceasta sau dacă nu, tu o faci ca un cricket normal, ca o cheie cu cricket normal. E foarte, foarte îndemânoasă. Deci sunt geamuri sau uși de balcon pe care noi le ridicăm în sus. Are la balama reglajul acesta în care tu ridici în sus și atunci ai cheia aceasta, te ajută foarte. Bineînțeles că o să bagi acolo un TX15 sau un hexagon de 4 sau de 5, depinde de varianta de tâmplărie PVC, dacă feroneria îi pe roto sau poate să fie pe Maco sau poate să fie pe GU sau alte feronerii care sunt, dar toate acestea, în funcție de acestea, toate cheile le aveți aici. Deci, indiferent că e o feronerie sau alta, sau e un stil, eu știu, cei care fac Salamander sau Rehau sau Veca, Trocal, toate firmele acestea bune, tot ce ține de întreg spectrul acesta de tâmplărie PVC, tot e acoperit de acestea. Există, ia uitați-vă, acum sunt în mână, există chiar și tubulare de 7, 8, 10 și 13. Se folosesc anumite reglaje de culisante, de uși culisante, de uși de balcon, de și beture, de tot felul de din astea se folosesc și chei hexagonale. Aici cheile acestea acoperă și aceasta, se pot face reglaje, hai să focalizez. Și ele îs prinse acolo în set, învârți un pic în dreapta și se blochează. E un set foarte bun, deci spuneam, tot ce vrei tu să faci la un reglaj, la ceva, ți-ai de ajuns ca să cumperi scula aceasta, trusa aceasta și ai rezolvat. Mai neoferită pentru lucrări ușoare și o șurubelință cu magnet, cuprindere hexagonală de biți, dar mi se pare că magnetul acesta e poate cu ceva la sută mai bun decât cea din șurubelința flexibilă. Acolo, bineînțeles că este o biluță care o trage la șurubelnița flexibilă, aceasta nu mai are biluța aceasta, poate de asta merge mai ușor și am eu senzația că e un magnet mai puternic, dar și aceasta e foarte îndemânoasă, nu ai atâta putere ca și cu șurubelnița flexibilă, dar te ajută, eu știu, la reglajul acela de închidere, la limba aceea de la feronerie, la uși, nu atunci când îți trebuie un PH1 sau eu știu alte lucruri, tu poți repede să intervii cu scula aceasta. Aș vrea să ridic un pic, să focalizez mai bine, să vedeți un pic. Este PH1, PH2, PH3, acestea de aici, după care este imbusuri Torx, după care ia uitați aici și toate sunt pe 50, deci nu este vreunul pe 25 pentru că nu ne trebuie la balamale sau la foarte mult la geam, nu ne-ar fi bun cele de 25. Atunci spuneam că setul acesta e destinat celor care lucrează în tâmplărie PVC și atunci e foarte bun. Ia uitați cheile acestea, tubularele acestea mici, cuprindere de 1 pe 4. Ele toate. Avem cheia de la 7, 8, 10 și 13, spuneam tot ce ne trebuie. Aici ne-a oferit un prelungitor și îi și el foarte, foarte bun. În unele cazuri ți trebuie un pic de prelungire, mai ales la ușile acelea pe șine, ușile culisante. Ai acolo nevoie ca să strângi, să intervii acolo, ca să strângi anumite, să faci, când faci reglaje, anumite șurube de 10, de 13 și ai nevoie de o prelungire pentru că există o șină acolo. Ori aceasta e foarte bună, prelungirea aceasta. Aici, imbusuri, noi avem aici un imbus de 5, un imbus de 4, cu funcția aceasta de holding function, scrie, uite, ia uitați, Hex Plus. Hex Plus se referă la
hexagonul acela, dar are un plus de prindere. Cumva el nu e chiar hexagonal, e un pic scobit. De aceea iHex Plus îți dă o putere mai mare, teoretic. Și aici e cu bilă, cred că bila din imbusul acesta, cu totul că e un set sigilat nou, văd că lipsește. Hai să vedem un pic dacă celelalte o au. Dar în anumite cazuri, funcția aceasta de holding, atunci când tu scoți afară un șurub de șurubez, un ceva cu imbus, te ajută foarte mult, deci șurubul nu va cădea jos. Asta înseamnă holding function, funcție de ținere, de ținerea șurubului. Hai să vedem dacă celelalte o au. Ia acesta nu are, ar fi trebuit să returnez întreg setul, dar acum n-o fac. Cumva trec cu vederea peste acestea. Ia uitați-vă, celelalte două au bila aceea care cumva ea se apasă și țin șurubul. Țin șurubul ca să nu pice. Sau au acolo, eu apăs cu unghia și are un arculeț mic și va prinde șurubul și va scăpa. Acum nu folosesc eu neapărat funcția aceasta, dar în anumite momente te ajută. Și setul acesta și imbusurile hexagonale și imbusurile stelate, Torx, au funcția aceasta. Numai că primele acestea, mărimele acestea trei de la hexagon au bilă, celelalte au altă funcție de hold function. Aici vreau să vă prezint, deci cumva noi avem 5, 4, 3, 2 și 2,5, avem imbusuri hexagonale și avem undeva de la 8 până la T30 avem imbusuri stelate. Deci cam tot ce ține. Aici, surprinzător, în toate imaginile și în toate videourile care mai există, nu există piesa aceea în set. Și spre surprinderea mea, în seturile noi făcute din 2023 există și bitul acesta, hexagon de 6, care te ajută. Îs anumite feronerii, anumite balamale care tu trebuie să le dai în sus, au funcția de reglare, de ridicare la ușă în sus, dar au imbus de 6. Și-o dat seama că până acum nu au introdus și uitați-vă, cele din 2023 au și bitul acesta 6. Are o lungime undeva de 89 de milimetri, celelalte toate îs pe 50 și m-am bucurat că am și chestia aceasta. Oricum, eu am foarte multe imbusuri și beats și nu ar fi o problemă, dar uitați-vă că și-o dat seama și o reparat la timp problema. Adică au introdus un bit de 6. Aici vreau să zic, cheile acestea sunt multicolore. Scrie dacă focalizează bine cu ce filmez. Îs cea de, ia uitați-vă, multicolor în sensul că au inelul acela colorat. Cea de 13 are azuriul acela, după care un galben, un roz sau magenta. Și tu, dacă cineva, adică cumva ochiul nostru mult mai repede recunoaște după culori. E făcut, tocmai de aceea au făcut ei și imbusurile multicolore, pentru că după o vreme o să se obișnuiască ochiul ca să vezi dacă imbusul T30 e portocaliu, tu tot timpul vei căuta portocaliu, nu vei căuta cel galben, nu vei căuta cel magenta. Și lucrul acesta te ajută în timp. Dacă te obișnuiești cu toate chestiile de la Vera, o să te ajute foarte mult. Vreau să zic în mare, e foarte ușor de introdus înapoi, toate lucrurile acestea sprinsă bine, elasticul acela care le prinde e foarte tare și mă gândesc că chiar dacă după o vreme se slăbește, tot va fi foarte bun și e făcută această mică trusă ca să dureze în timp. Deci undeva viața lor spune că îi
lifetime guarantee, deci cumva garanție pe viață, dar cumva în cei 2 ani care tu prezinți factura și dacă se întâmplă ceva, ei îți schimbă sau îți dau altceva, numai că ei fac scule, cei de la Vera, cumva pe viață, cum ar fi. Și atunci tu, dacă te obișnuiești cu coloratul acesta și la cheile tubulare și la imbusuri și la toate lucrurile cele care le au ei și la biți, sunt biți colorați. Aceștia, din setul acesta, nu sunt biți colorați. Dar sunt foarte multe seturi cu biți colorați. Și atunci te ajută și lucrul acesta. Pentru că, spuneam, ochiul mult mai repede, creierul uman e făcut ca mult mai repede să își dea seama și să asocieze culoarea cu anumită cheie. Vreau să le bag înapoi și cum filmez într-un fel ca să nu fac anumite zgomote și să... dar să știți că e o sculă care te ajută. Deci am o grămadă de biți, o grămadă de seturi, am cumpărat și sunt, așa cum spune canalul, dependent de scule și am de la diferiți producători. Dar nu am găsit o trusă așa de complexă și totodată simplu de utilizat și cam ce ai nevoie. Deci Vera au introdus, cred că în urma testărilor, în urma vorbirii cu diferiți constructori, cu oameni de la mentenanță, cu toți au vorbit și au zis, bă, cam ce, hai să facem o trusă în care să includem toate lucrurile care tu le ai nevoie pentru reglaj de tâmplărie PVC și aluminiu, pentru mentenanță în domeniul ferestrelor și a ușilor. Și le-a ieșit de minune lucrul acesta. Spuneam încă o dată, aveți link în descriere de unde se poate comanda lucrul acesta. Și m-am bucurat să am trusa aceasta. Prieteni, cam aceasta a fost prezentarea și unboxing-ul la setul acesta. Până data viitoare să ne auzim cu bine, nu uita să susțineți canalul și la revedere!